Doamnelor și domnilor, începem emisiunea cu Cronica Cârcotajilor. Nu știm dacă o cunoașteți, dar aici, în goana după subiecte, Șerban Huidu a încurcat personajele. Păi bine, măi, șerbănică, așa ne-a fost vorba? Dacă vrem să sune exact ca Iulia Albu, trebuie să cânte asta, Michi. Era Iulia Vânturi, nu Iulia Albu. Deși la ce ciumafaie sunt astea două, puteai să spui Alba Iulia și tot era mai bine. Dacă vrem să sune exact ca Iulia Albu, trebuie să cânte asta, Michi. Și pentru că emisiunea noastră scumpă, dragă și iubită, cronicuța noastră, dragă, Cronica Cârcotașilor, are cea mai mare audiență din sud-estul Europei, colegii de la Tehnic s-au gândit să mai taie din ea. Așa au apărut niște probleme tehnice exact în timpul difuzării. Timpul în care a parcurs traseul și de numărul de puncte de control... în comerț. Pilotii poartă ochelari speciali. Aoleu, ce-ați avut, bă, cu Horică? Ce-ați avut că i-ați făcut rubrica praf? Apropo de cronicuță, să vă prezentăm unul dintre vechii mușterii a emisiunii. Dar ce spunem noi unul? E una! Cherida se întoarce în telenovele! Vezi tu, asta este povara liderilor, oamenilor puternici. Trebuie să ținem toată povara lumii, dacă vrei, pe umerii noștri, așa să ne îngreunăm noi, să nu zicem nimic, să nu se vadă, știi, să părem puternici mereu. Asta e situația. Puternici și mai ales modești. Dar, măi, e telenovelă sau e viața ei? Dar până să ajungă la performanța din trecut, va mai trece ceva vreme. Apropo de trecut, dacă doriți să revedeți cum se descurca Buzuca acum mulți ani, tu, e soarele meu! Alo! 2, 3 și... România abonament. Pe scurt, televiziunea română încă emite și vă ia banii pe abonament. Pentru ce? Vedeți imediat. Dorina Florea vă prezintă telejurnalul. Bună seara, sunt Radu Andrei Tudor, urmăriți principalul telejurnal al zilei. Chiar ne miram! Aline i-a crescut barba și dacă da, ce caută femeia cu barba la TVR? Dorina Florea vă prezintă telejurnalul. Bună seara, sunt Radu Andrei Tudor, urmăriți principalul telejurnal al zilei. Apropo de profesioniștii de la TVR, urmează un reportaj despre tinerii antreprenori. Viziunea și ideea sunt foarte importante. Este absolut necesar să fie o persoană care nu renunță ușor. Dar uitați-vă ce scrie pe burtieră. Tineri în aparatul de stat. Ceva nu se leagă. No. Lasă că ne lămurește următorul material, unde e vorba de tinerii din aparatul de stat. Dar titlul este despre antreprenori, adică știrea de mai înainte. Claudia este din Iași, dar studiază dreptul la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A ales să lucreze timp de 2 luni la Ministerul Justiției. Ales bules, praful s-a ales. Dar există confuzii și la case mai mari. Uite, de exemplu, Lavinia Petrea de la ProTV nu mai știe cum se numește colega de la Meteo. Corina. Pardon. Da. Ramona. Alexandra. Da, Vitalie, cum să vă spun. Păi, dar numai de acolo încoace să mi se spună și mie. Dar vorbește și cu Rodica. Uite, Rodica e jos lângă ecran acolo. Rodica, ce faci acolo? Ești bine? În stânga. Da. Sau nu? Și eu care vreau să vă Luminița, spun ce? Că Liliana, pardon, Neti, chiar m-a nimerit de data asta. Nu se poate așa ceva și tot la vine are 2 bâlbe într-o singură exprimare. Aolu, ca să nu mai pierdă timpul, a băgat 2 direct. Cercetătorii spun că în lipsa unui program național de conservare a soiurilor românești, multe au fost înlocuite de semințe din import. Dragă Lavinia, repetă după noi. Cercetătorii și soiurile. În rest a fost foarte bine, te pupăm. Cercetătorii spun că în lipsa unui program național de conservare a soiurilor românești, multe au fost înlocuite
circuite de semințe din import. Săptămâna trecută, aoleu, știm că a evadat maimuța, dar doar bănuiam acu e. Ei bine, s-a dovedit că macacul aparține unei specii de interlop. Interlop, nu Interpol, cum îi spune Monica Dascălu. Astăzi în zori, polițiștii și procurorii au făcut percheziții în locuința Interpolului Nuțu Cămătaru. În locuința Interpolului Nuțu Cămătaru. Interlop că râde și Nuțu de tine, ei, 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 ei. Ei bine, el avea o adevărată grădină zoologică, care făcuse după ce au confiscat leii și urșii. Cele patru animale exotice au fost tranquilizate, iar în următoarele momente vor fi transferate la Centrul de Salvare și Reabilitare Animalelor Sălbatice Bistuloanei. Animalele sunt bine acum, sunt în regulă. Nu există nicio problemă. Culmea culmilor este că Nuțu avea și o cămilă. Da! Conform legislației românești, cămila este animal domestic, așa că a rămas cu cocoașele din dotare în grădina zoologică improvizată. În 2013, polițiștii au mai ridicat din curte 4 lei și 2 urși. Interlopul i-ar fi folosit ca să își amenințe victimele. Voi vă dați seama câte astfel de animale există în România? Cred că sute, mii, miliarde și miliarde și miliarde. Și probabil, mămicule dragă, sunt firme specializate care le aduc, da? Pentru alți nebuni care le cresc în apartament, în balcon, în grădini zoologice proprii, nu? Ce făceați cu atâția lei? Terminați că n-am făcut nicio infracțiune. Hai, terminați-vă că n-am făcut nimic rău. Uitați, lângă noi este chiar Nuțul ăla bun. A venit la MGB să ne aducă 3 lei grei. Am fost cu el la mare și e colegul nostru și ne-am dus să parcăm și n-avea locul de parcare. Și el la volan. Și apare așa, să uită la parca și joacă. Bă, a venit Nuțul, dați-l la parte. Să revenim. Unde e Maia? Oh, talking about, sir, iată acum povestea celui mai scump vas de toaletă din lume care a fost expus de englezi într-un palat și mai apoi furat. You know? În categoria ce mai fură hoții bine informați, intră cu succes și dispariția unui vas de toaletă din aur masiv de 18 carate, care cântărește 103 kg. Vasul este perfect funcțional ca oricare altul, dar de fapt este opera unui artist italian. Lucrarea de artă estimată la 1,25 milioane de dolari a fost expusă recent într-un palat din nord-vestul Londrei, locul de naștere al fostului premier britanic Winston Churchill. Ați auzit? În palatul unde s-a născut Churchill au montat șmecher o toaletă de 130 de kg de aur. Păi asta opulență, frate! Toaleta a fost furată după ce a fost în prealabil deconectată de la instalația de apă a palatului. Deocamdată polițiștii britanici au reținut un suspect în vârstă de 66 de ani care a fost interogat. Bravo! Chiar și când e de aur, un WC e tot de căcat. Ce-ți faci, Șerban? Ăsta e destinul lui. Ladies and gentlemen, good evening, mama. Stați un pic, este singura țigancă cu cravată din lume, atenție. De ce? Pentru că sunt o doamnă, nu mă raportez la toate amărâtile. Deci ascultați la mine. Stai, aici. Stai, bebe, cum te cheamă? Sunt Elisabeta Hândel, mamă. Auzi, bre? Da. Unde ai fost la alte muzee, la alte palate, la alte muzee, de a ajuns la palatul ăla acolo? Mamă, dragă, ți-o spun ca copilul meu, mamă, deci am avut vouchere la toate muzeele din Europa, mamă. Am fost la Louvre, la Muzeul Calului, la Muzeul Ceasului, la muzeul ăla de la Londra, care s-a deschis cu păsărit. Stai așa. Dar unde găsim acum ăsta, toaleta, unde o găsim? La topitorie, mamă, la dinți. E deja dinți. Stai liniștit, vezi de treaba ta aici. Acest lucru este Alo, Șerban, hai, oprește-te. Fii atent, dacă vrei, te ajută Irina Rime să pronunți cuvântul ăsta. Să vedeți problema mare. Uneori și tehnica se satură de obositor. Nu credeți, ia priviți. Următoarele două împușcături l-au avut ca țintă. Rănit, bărbatul a fost... Cinci mașini, dintre care două de lux. Noi știm exact ce s-a întâmplat. Satelitul s-a enervat rău de tot și a început să pârâie. Următoarele două împușcături l-au avut ca țintă. Rănit, bărbatul a fost... Tot la Antena 1, o reporteriță trimisă la mare încearcă să ne spună ceva de pe plaja Vadu. Focul este încins, iar bucătarii în scurt timp vor pune carnea pe jar, timp de 4-5 ore până la masa prânzului, astfel încât să se rumenească în tihnă, pentru că știm foarte bine...
Mulțumim frumos, Andreea Filip a fost. Tot Andreea Filip face o transmisie, mama aproape reușită de la Vama Veche. Aici ea a fost atacată de Vama Ioți, care s-au dat în stambă. Din fericire a ajuns pe mâna medicilor și este poate în regulă. Poate ne dai două grame. Bun. Așa și mă dorim de la Vama Veche. A fost... colega mea, Andreea Filip, în direct, de la Vama Veche. Turiștii din Vama au confundat-o pe reporterița de la televiziune cu un dealer, probabil ceva. Noi credem că aveau pe ei mai mult de 2 grame. Albinter nu vorbeau așa. Din fericire a ajuns pe mâna medicilor și este poate în regulă. Poate ne dai 2 grame. Bun. Așa și mă dorim de la Vama Veche. Așa, cine? A fost colega mea, Andreea Filip, în direct, de la Vama Veche. Cel mai trendy, flendy ministru al cabinetului Dăncilă, programul de guvernare Chiparosul de Orlando, are o idee genială. Dacă nu plătești datoriile la stat, s-ar putea să faci pârnaie. Ha! Bineînțeles că nu se poate aplica așa tâmpenie, iar Nenea Câțu de la PNL ne explică de ce, mămicule. Mai mult de jumătate din datoriile către contribuții sunt ale companiilor de stat, ceea ce înseamnă că domnia s-a trimis la pușcărie toți directorii companiilor de stat și unele companii de stat au răspundere până la ministru și s-ar putea ca unii ministri să trebuiască să meargă la pușcărie. Dar de aceea nu este un proiect care poate fi luat în seamă sau un proiect serios. Ohoho, ce de lucruri bune în țara asta! O școală renovată din cunoscuta localitate Clejan a fost devastată de 3 băieți de 8, 9 și 10 ani. Stați să vedeți ce au făcut de aici acolo. Băi, frate. Trebuie să vezi la foaie că a spart tot. Cei 3 băieți susțin că au intrat în clădire după ce elevii și profesorii au plecat din școală. S-au distrat lovind jucăriile copiilor de grădiniță, apoi agresivitatea lor a luat o amploare uluitoare. Au rupt și distrus scaune, bănci și dulapuri, au smuls planșele de pe pereți și au stropit cu vopsea, au spart table, faianță și au împrăștiat materiale de construcții găsite într-un spațiu de depozitare. Ce să vedeți, cei 3 au fost surprinși când își făceau duș. Ca atâta muncă presupune transpirație, mămicule. Erau la duș, se spălau, probabil se pregăteau de plecare. După ce și-au terminat tot haosul. Acum întrebare, cine plătește, domnule? Păi cum cine? Părinții, că de-aia sunt părinți. Nu ne așteptăm la așa ceva, nu e un copil cu probleme, nu... Dar probabil anturajul. Este puțin marcat, nu vrea să mai iasă pe drum să se joace cu copiii, vrea să stea liniștit. De mai bine de 24 de ore, peste 30 de persoane, printre care și părinții protagoniștilor, repară tot ce au stricat cei 3 de băieți. Pagubele, suportate în totalitate de părinți, se ridică la peste 50.000 de lei. Doamnelor și domnilor, s-au întors din vacanță și alte deplasări ce au mai făcut ei, Răzvan și Dani! Ei ne așteaptă cu ediția de toamnă a cunoscutei emisiuni. Important este că începem ediția de toamnă așa cum trebuie și avem forțe proaspete. Da. Cătălin Oprișan alături de noi, bună dimineața! Bună dimineața! Gata cu pantalonii scurți? Gata, am trecut la aici. Gata cu gusterica de la ora 10? Nu! Aici te-ai greșit pentru că am înlocuit sămișurile de acolo cu merdeneaua de la ora 7. În bucătărie Blăduț și Ramona, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! În sfârșit, Blăduț are și plită din nou. Absolut! Și chiuvetă și cuptor și toate cele. Și carne chiar astăzi. Doamne ajută! Și cum prima ediție nu putea să înceapă, băi, dar nu putea să înceapă fără ca Dani să se laude puțin, ia să vedeți ce a făcut pilotul nostru, ăsta, pardon, al lor. Băi, Firică! Băi, Firică! Băi, Firică! Băi, băi! Băi, era să nu le văd de dovleci ăștia. Una, două. Ți-au dat două. Locul întâi la noi la clasă și locul doi... general. Șeful clasei, cum ar fi. Revenind la emisiune, băieții au o colegă care se laudă că a născut natural. Chiar de 2 ori. Băi, nene. Nu fac complimente des. Oricum, m-am mușcat de limba acum făcând complimente. Lasă-mă în pace! Ești un om bun, să nu uiți asta. Ai jos. Nu înțeleg îmbrățișerile și săruturile fără scopuri senzuale. Eu mă pot abține. Bun. E rubrica de părințeală. La rubrica de părințeală astăzi... Părințeală e rubrica, nu? Că îmi pare că... Ce?
Nu ne-am văzut de mult. Da, nu știu, cred că e rubrica pentru creșterea natalității în România. Adică nu e așa. Aceeași colegă ne povestește chinurile faceri. Al meu a fost de două ori cu mine. Eu am născut de două ori natural. Natural? Vai de mine. Vaginal, Aurica, se zice. Așa. Unul de... Nu știi cum pe cum unde îi zice? Păi nu știi pe unde ești copil. Când ești din mama lor. Aurica, dă-mi căciula, te rog. Așa ceva la emisiune de televiziune la care se lucrează oameni. Dar cine sunteți dumneavoastră? Ismail! Ismail nu se năștea cum ziceam, se năștea Barza aduceam. Uite așa, l-a pus în încurcătură tânăra mămică pe Dani. Deci, am născut natural vaginal de două ori, 3,640. Prima dată nu m-a descurajat, am încercat și a doua oară și mi-a ieșit. A treia, a patra, dacă mai, da? Deci mă bag, asta vreau să vă zic. Până la urmă, eu cred că de datoria noastră măcar să încercăm. Fata încerca să explice cum a născut ea natural, vaginal, dar Dani are o altă opinie. Nu mă pricep, dar pot să arunc o privire. Ismail priveam. Dacă o decizie nu luam, poate după materialul ăsta aflam. Eu pe mine Barza mă aduceam, ca să fie clar. Nu e și nu, și eu știam că îi zicea Pasarică. Iștenem ciocolom la bebelușe. Deci în Ungaria s-a desfășurat competiția groparilor. Da, 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 deci ați auzit bine. Groparii au pus-o de întrecere. Groparii au fost împărțiți în 18 echipe, a câte două persoane fiecare. Participanții au avut la dispoziție o lopată, o greblă, un târnăcop și un topor pentru a face o groapă lungă de 2 metri, adâncă de 1,6 metri și lată de 80 de centimetri. Trăznita competiție nu se putea desfășura într-un loc mai bun decât într-un cimitir public. Ia, dar cine a fi câștigat? Deci asta întrebarea care stă pe buzele tuturor. Marea câștigătoare a fost o echipă care într-o oră a reușit să sape o groapă adâncă de 1 metru și 72 de centimetri. Au primit pentru asta 50.000 de forinți, adică aproape 170 de dolari. Am avut o visă. Azi e avut cum am haină. Nu trece săptămâna fără o gafă de la Viorica. Dar ce ne-am fi făcut noi fără un așa prim-ministru care să iubească cronica cârcotașilor? Prima dată Viorica are o greșeală de exprimare din seria binecunoscută plus o cacofonie. Nici o mamă din această țară să nu-i fie frică că nu va primi salariu sau că va fi tăiată alocația copilului. Și nu putem să rămânem doar cu o tâmpenie spusă de Viorica. Nu, de când vorbește liber și nu mai are hârtii, s-a întrecut pe sine. Iată ce spune despre Laura Codruța Chioveși. Există prezumția de vinovăție. Nu vreau să înțeleagă că o acuz de ceva pe doamna Laura Codruța Chioveși. Există prezumția de vinovăție. Nu vreau să înțeleagă că o acuz de ceva pe doamna Laura Codruța Chioveși.